Vreau să continuăm din Cartea Judecător cu încă câteva principii. Judecător, capitolul 3. Citim de la versetul 1. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel. Versetul 4. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le duse părinților lor prin Moise. Și în ce mod au fost ei testați? Rețineți. Copiii Israel locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților. Și iată greșeala. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. De ce nu scrie doar atât? S-au încuscrit și atât tot. De ce scrie după ce s-au încuscrit, au adoptat religia celor popoare? Pentru că la nivel de familie, cu ocazia căsătoriilor, de regulă apar și modificări în plan religios. Pentru ca generația următoare să rămână în credință, este un imperativ absolut copiii să se căsătorească în poporul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a poruncit cu fermitate evreilor să nu se încuscrească cu popoarele păgâne. Și le-a spus motivul. Că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Motivul este doar de factură religioasă. Așa cum i-a spus Dumnezeu și cum notează 1 Împărați, capitolul 11, cu privire la Solomon. Citesc de la versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Versetul 2. Care făceau parte din neamurile despre care Domnul zise copilul Israel să nu intrați la ele. Dar de ce? Finalul versetului. V-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A fost experiența neplăcută a mai multor familii, a mai multor generații de oameni. Dumneavoastră trăiți aici, printre străini. Creștinismul este multicolor. Cu cine vă veți căsători copiii? Vor fi fii risipitori care pleacă de acasă. Vor fi copii care nu ascult. Dumnezeu poate să-și întindă îndurarea, să-i aducă înapoi și să-i mântuiască. Dar dumneavoastră ca părinți aveți datoria să facilitați, să fiți de acord doar cu căsătorii numite în Noul Testament în Domnul. Numai că uneori este foarte greu. Vreau să luăm un exemplu pozitiv și unul negativ din Cartea Judecător. Începem cu cel negativ ca să rămânem cu gustul bun la urmă. Judecător 14. Băiat bun, promisiuni în dreptul lui, Samson. Dar spune Scriptura aici, în versetul 1, Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a zis tatălui său, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis, știau principiul. Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru. Adică, Samson, tu ești judecătorul, tu poți să-ți iei pe Miss Israel. Ce fată vrei din țară? Și în toată țara tu nu găsești una, trebuie să iei una care are altă religie. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o, căci îmi place. Păcătos principiu. Datează din Genesa 6. Le-au luat pe cele care le-au plăcut. Dumnezeu a făcut principiul să te căsătorești cu cine se potrivește. Și în urmă este ceva bun. Dar dacă te căsătorești după principii care au în vedere doar ce se vede, fie legat de frumusețe, fie legat de avere, cum spune o vorbă înțeleaptă, dacă vrei să te căsătorești pentru bani, mai bine încurcă-te cu banca. E, măcar că e greu, dar tot e mai bine decât așa. Iar dacă e vorba de frumusețe, frumusețea nu e mai adâncă decât pielea și vorba din bătrân ține până la ușa bisericii. Și atâta tot. Că după aceea te vor întreba dacă ai nevastă bună. Nu dacă ți-ai luat neapărat o nevastă frumoasă. De altfel, frumusețea e ceva relativ.
Și Samson avea motivele lui. Așa se întâmplă. Unii cred că e lucrarea Domnului și vor să evangelizeze pe cineva. Auzi, nu te poți îndrăgosti de doi deodată. Și de Domnul și de o fată. Nu, numai pe rând. Și e bine să respecti ordinea. Întâi caută pe Domnul și apoi cu Domnul să ajungi să te căsătorești. Alții cred că este voia Domnului și le spuneam ieri la tineri, s-ar putea să fie de la Domnul un cuvânt, dar să fie un cuvânt rostit în mânia divină și Dumnezeu să te îngăduie dintr-un anumit motiv. Da? Așa că fiți atenți, dragi tineri și dumneavoastră ca părinți, încât se poate nu vă lăsați târâți. S-ar putea să nu vă asculte. Samson s-a căsătorit. Știți pe cine a invitat la nuntă? Cei care le-a spus ghicitoare. Cine a fost? Prietenii lui filisteni. Pentru că vă rog să observați. Samson n-a avut numai o fată cu care s-a împrietenit dintre filisteni, avea prieteni dintre filisteni. Că Esau la rândul lui, care s-a pierdut din neamul sfânt tot cu ocazia căsătoriei, îi plăcea vânătoarea și era lumesc. S-a împrietenit cu băieți din Canaan și apoi cu fete din Canaan s-a căsătorit. A avut Samson parte de o nuntă frumoasă? A plâns lângă el în zilele de ospăț și când s-a terminat ospățul, că atunci ținea 7 zile, a plecat supărat la tata acasă. Mai bine se supăra înainte de ospăț. Era mult mai interesant. Și tot nu s-a lecuit. Dar de aici i s-a tras moartea. Da? Amintiți-vă de Evlaviosul rege Iosafat. Dintre împărații lui Iuda, pentru mine Iosafat e feblețea mea. Îmi place tare mult pentru că a instituit un sistem educațional și juridic în țară. Dar a făcut greșeala să se încuscrească cu Ahab. Citiți în 2 Cronici de la 17 la 20 și 1. Și acolo este scris că după ce țara a avut progres, bogăție, v-am spus, totul a fost organizat, a fost cea mai glorioasă etapă. A avut o armată de peste 1 milion de oameni. De pe vremea lui David n-a mai fost așa ceva. Toți aduceau bogății și a avut slavă. În pace era în țară era dreptate și pace. Și a făcut o singură greșeală. S-a încuscrit cu Ahab. Știți ce a urmat? Generația următoare a fost praf și pulbere. Totul s-a distrus. De unde? La Cuscra. Izabela. Știți cu cine vi se vor căsători copiii? Noi avem 8 copii, dintre care 3 căsătoriți. Și vă putem spune, cu prietenii. Cu prietenii dumneavoastră și cu prietenii prietenilor dumneavoastră. Da. Că Dina nu s-a încurcat cu Sihem până n-a ieșit să vadă pe fetele țării. Părtășiile se oficializează prin căsătorii. De aceea Scriptura este foarte categorică și ne invită să ne ferim de prietenii rele, să facem deosebirea între sacru și profan și să știm ce efecte au. Vă dau și exemplu negativ și apoi vă prezint principiul din Noul Testament. Exemplu pozitiv, pardon. Cartea Judecător, capitolul 1. Aici este scris despre Otniel. Băieți, nu știu dacă vă cheamă pe vreunul Otniel, dar puteți să fiți ca Otniel. De Caleb ați auzit. El a zis, am o fată, dar eu nu o dau la oricine. Cine vrea să pună mâna pe fata mea, vreau să văd dacă e în stare să se lupte. Și scrie aici, în versetul 13, hai și 12. Caleb a zis, voi da pe fica mea axă, cuiva bate Kiriat Seferul și-l va lua Otniel. A pus mâna pe cetate și Caleb a dat de nevastă pe fică sa axă. Apoi a dat și avere. Și în capitolul 3, vă rog să observați, Otniel a fost primul judecător peste evrei care se încuscriseră cu cananiți. Ar fi putut să-i judece unul care era și el încuscrit? Nu! Trebuia unul care a respectat principiul să-i judece pe cei ce nu l-au respectat. Și Duhul Domnului a fost peste el și a dat izbând. Da, e foarte important. Așa că, dragii mei, înainte de căsătorie vă doresc să faceți fapte de vitejie.
și să nu căsătoriți un războinic cu una care nu-i place să se lupte pentru o cauză sfântă. Să nu încurcați lucrurile. Din acest Gedeon, Caleb și Odniel, eu am numit, când am studiat familie din Biblie, am numit o familie de luptători. Și țara a avut odihnă 40 de ani. O căsătorie bună pentru copii îți mai dă 40 de ani de odihnă. Repet, dacă cineva n-a respectat acest principiu, o să rugăm pe Dumnezeu care poate să se îndure. Că Domnul atât e de bun încât uneori cu un Iona care a plecat unde nu trebuie, a mai mântuit și alții la întoarcere. Numai că uneori, în egală măsură, trebuie spus că e de plătit un preț. Că Iona a mers încolo dormind, dar încoace a venit cam mototolit. În pântecile peștelui încolo a mers dormind, încoace s-a întors rugându-se. Așa lucrează Dumnezeu. Că sunt tineri care se cred puternici. Spunea un frate în Grecia, originar din Marghita, Bihor, așa că am jucat el așa cu pocăința și ăștia ce se joacă cu pocăința flirtează ușor. S-a dus într-o excursie prin Italia, a mers cu vaporul de la Ancona la Patra și când coboară în port în Grecia, nu-i dă drumul să intre în țară până nu-i verifică tot dosarul. Spune, eu sunt în regulă, la arest. Și îl bagă într-o sală mare cu asiatici, afgani, pakistanezi. El, un tânăr pedant, orgolios, nici n-a vrut să stea cu ceilalți, ăia steau acolo pe jos, comentau, cântau, cu felul lor de a fi. A întrebat, cât durează până faceți verificarea? Câteva ore. M-a zis, stau așa în picioare, țanțul, s-a plimbat pe acolo, până când nu lor m-a ajutat picioarele. Că s-a făcut seară și nu a venit verificarea. A doua zi, nici n-a vrut să mănânce. A zis, dimineață, până la amiază vine verificarea, vin actele, s-a făcut seară, nu a venit verificarea. A treia zi, deja a început să îl întrebe stomacul ce are în plan. Și când n-a mai putut, a zis, băi, de mine nu știe nimeni aici cine știe ce încurcături vor fi, mă bagă ăștia pe aici prin pușcărie, mă încurcă toate planurile, îmi pierd serviciu. S-a aruncat pe pământ, acolo pe dușumea, acolo și a început să plângă. Doamne, fiți milă de mine. Și vreo două, trei ori o plâns și s-a rugat. Era încă acolo când a auzit un gardian spunând, să vină românul. Poftim actele, este în regulă, intră în Grecia. Știți ce mi-a spus? Marin, dar de ce nu m-am putut rugat în prima zi? Dacă ești cu minte când te duci, să fie bine când te întorci. Cum a zis un profesor către un student care s-a urcat orgolios la tablă, la răspuns. I-a pus niște întrebări așa să-l sece. Și cum i-a dat o notă slabă sau nu l-a trecut examenul și acum a coborât așa. Și a zis, băi, dacă te suiai cum te-ai coborât, te coborai cum te-ai suit. Da, asta este. La tinerețe, fiți cuminți când vă căsătoriți. Luptați-vă și respectați principiile sfinte. Nu faceți voi experiențe pe pielea voastră, că o să rămâneți cu cicatricii. 2 Corinteni, capitolul 6. Citesc de la versetul 14. V-am spus că căsătoriile se nasc din prietenii. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și nu vă atins de ce este necurat. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Un prieten de-a meu, un slujitor, a scris un proces verbal de excludere pentru o fată sau de punere sub disciplină, de fapt era în prima fază, că ea avea o prietenie cu un băiat necredincios și vine mama fetei și spune, de ce ați dat-o afară? Cum vă permiteți asta? Și îi spune, soră, eu n-am dat-o afară. Eu i-am dat hârtie ca să-i arăt că ea e afară. Că dacă era înăuntru, nu putea să aibă legătură cu unul de afară. Noi când suntem aici înăuntru, putem vorbi cu cei de pe stradă de afară? Nu, numai dacă ieșim afară. Fata asta era afară și ea credea că e înăuntru. Și eu am dat hârtie ca să-i arăt unde-i. Pentru că sunt tineri nepricepuți și mai tristi când nu pricep nici părinți.
Îmi povestea un frate slujitor din Ardeal că vine la o fată și spune: frate, sâmbătă vă rog să veniți la mine la Logodnă. Bă, cum așa? Nu mi-ai spus, azi e joi până sâmbătă, trebuie să veniți să vorbim. Nu, am programat Logodnă. Dacă ați programat-o, țineți-o. Eu, dacă vreți, vă chem luni la comitet. El a vrut să aibă timp să se informeze că băiatul era din altă țară. S-a informat și când avea toate datele la dosar, spune: cu voi nu-i bine. Întreabă pe el: măi băiete, tu unde ai umblat la biserică? Apoi, frate, unde am fost eu acolo la muncă în țara aceea? Nu era biserică aproape. Și eu munceam mult, că am vrut să mă căsătoresc. Dar când s-a făcut biserica aproape de voi, de ce nu te-ai dus? De ce nu te-ai înscris membru? Apoi am apucat așa. Păi de ce vrei să mă duci cu povești atunci? Eu nu pot să particip la o asemenea lucrare, că tu nu ești pocăit, bă, tu de ani de zile n-ai fost membru nicăieri, nu te-ai ținut de adunare. Cum să cunun eu o fată din biserică cu unul care nu-i credincios? Vine tata fetei care era nepocăită: păi domnul pastor, acum trebuie să-i ajutăm. La care fratele spune: acum, dumneata, ce să spun, că noi avem alte principii, n-am cum să-ți explic, să vină nevastă ta că e pocăită. Dar faptul că nu a venit ea, înseamnă că îmi dă ceva de gândit, că nu e în regulă. Până la urmă vine ea ca să pledeze pentru fiica ei, pentru ginere. Frate, eu garantez pentru ei. Măi, dar eu am aflat că fata asta s-a dus, a stat acolo la el 3 luni vara trecută, 3 luni vara asta și au stat în aceeași locație. Frate, eu garantez că ăștia sunt curați. Apoi dacă ăștia au stat 6 luni împreună și scurați, înseamnă că nu sunt sănătoși. Și ăștia nu trebuie căsătorii, soră, că doar în viața de familie trebuie să fii sănătos. Apoi frate, cum vorbești așa? Păi vorbesc și eu ca tine, uite, îți răzbun după nebunia ta, adică mă iei capă copii. Eu am studiat problema și spun cum stau lucrurile și tu crezi că ne jucăm de-a cununie. Du-și cunună-i tu. Dragii mei, să fim serioși, căsătoria e ceva sacru. Spune Scriptura: ce a unit Dumnezeu, auzi. Nu venim la Dumnezeu în ziua anunții numai să-i furăm binecuvântare. Venim să se constate că Dumnezeu i-a unit și că vrem ca să pecetruiască acest legământ cu binecuvântare și cu o perspectivă sfântă, slăvit să fie Domnul. Trec la un alt principiu, tot legat de viața de familie, și vă citesc din Judecător, capitolul 6. Se duce îngerul la Gedeon și zice, versetul 12: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon, foarte pertinent, zice: rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, cum zici tu, mintea mea e o confuzie. Pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Adică Domnul e cu noi și noi suntem sub robia madianită. Suntem muritori de foame. Și am o nelămurire, zice Gedeon. Unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istoriseau părinții noștri? Când spun: nu ne-a scos Domnul din Egipt. Adică în casa părinților lui Gedeon se aminteau lucrările lui Dumnezeu. Erau lecțiuni biblice, sfinte. Dar știți care e culmea? Scrie aici de la versetul 25: în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâm altarului Bal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astartei care este deasupra, să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Adică în casa lui Ioas, tatălui Gedeon, erau și lecții biblice și erau și activități idolatre. Și Dumnezeu nu poate fi motivat să locuiască împreună cu idolii. El este gelos. Vă întreb acum, ce activități sunt în casa dumneavoastră? Sunt cumva astfel de amestecuri? Adică să fie o cântare, o rugăciune și apoi să urmeze un film, vizionarea unui meci de fotbal. Și era la părinților Gedeon acasă. Sărăcie spirituală și înfrângeri. Dar tata ne-a spus de minunile Domnului. Și mama poate să povestească la copii despre Samson, despre David. Și apoi să le pună desene animate.
Și apoi se vezi cum o să spună că Samson a fost slăbuț. Știu ei de un om paianjen care e mult mai puternic. Numai că din această mixtură nu va rezulta decât pagubă. Și când Gedeon a vrut să facă ordin la tata acasă, i-a fost frică să facă ziua. A făcut o noapte. Sunt părinți care ar putea, în care avea autoritate să facă ceva, să spună la copiilor, nu se poate să le amestecăm, dragii mei. Nu se poate să slujim și lui Dumnezeu și idolilor veacului acestuia. Alegeți cui vreți să slujiți, a zis Iosua. Sunt o droaie de Dumnezei. Puteți să adoptați religia Egiptului din țara din care veniți. Aveți în istoria voastră religia mesopotamiană. Acolo s-a născut politeismul. În cultura sumeriană, acadiană. Aveți și Dumnezeii caraniților. Voi aveți de ales. Dumnezeul nostru nu poate să stea împreună cu Dagon. Îl dărâmă sau pleacă. Dumnezeu este gelos. Și știți de unde provine gelozia lui Dumnezeu? Din dragostea lui pentru noi. Nu se poate să ai bătălie până numai întâi se rezolvă problemele astea acasă. Nu se poate altfel. Știu cazul unui frate slujitor pe care Domnul folosește chiar în anumite eliberări de demon și la vindecări și vin oameni la el în condiții grele. Povestea de o familie de patroni, un singur băiat de 12 ani, îl apucaseră niște duhuri. Și a spus, frate, ajută-ne! Și fratele a zis, măi, e foarte categoric, dacă voi vreți să vă pocăiți, eu mă pun și mă rog și postez până Domnul vă dă dizbândă, dacă voi nu sunteți serioși, mă, n-ar o să mă obosesc deja, mă. Că tot n-avem biruințe, degeaba scot eu pe diavolul afară, pe geam și voi îl băgați pe ușă. Dar la nevoie au zis, gata! Ne pocăim, frate, cum spui? Că și când suntem la necaz cu nenea doctorul, mâncăm numai ce ne spune, ori nu mai mâncăm deloc. Și Domnul s-a îndurat și a dat biruință. Slăvit să fie Domnul. Spuneam zilele astea aici că la noi în casă, de exemplu, niciodată n-am acceptat filme, nici măcar filme creștine. Pentru că dați-mi voie să vă explic că această sintagmă, filme creștine, este nonsens. Adică textul biblic nu-ți permite, n-are suficiente detalii ca să poți să regizezi, să torni un film, eventual un videoclip. Că în Biblie nu sunt prezentate decât niște episoade, scurte. Și ca să torni un film, trebuie să introduci imaginație. Și Noul Testament scrie în 2 Timotei 4 că oamenii în vreme rumură se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Ori filmele astea nu sunt istorisiri închipuite. Ba da, va trebui să recunoașteți dacă sunteți onești. Eu cândva am dat la filmul cu David, am dat click așa în câteva locuri să văd ce vrea să spun. Să nu vorbesc în necunoștință de cauză. Și când am văzut ce cuvinte pune pe buzile lui David, însă a fost David păcătos, dar nu-mi imaginez niște chestiuni de genul acesta. Plus că e vorba de imaginile în sine. Păi scena cu David și cu Batseba e care o altă scenă dintr-un film oarecare, în care se îmbrățișează și apoi intră în negură și știi ce urmează. Și cine o vizionează se aprind poftele. Este sănătos așa ceva în casele noastre? O bunicuță din România a venit aici în Europa, nu mai știu exact unde, și a început să le povestească la nepoții din Biblie. Și nepoții, buni, nu e așa, nu e așa buni. Măi, se ne dumerește sora, vine fiica ei, mama copiilor de la serviciu și zice, auzi, tu din ce traducere le citești la copii? Că eu le-am explicat din traducerea noastră și ăștia mă contrazic într-una. Apoi, mami, și noi nu folosim alte traducere, numai ei așa au văzut la desene și acolo nu e chiar ca în Biblie. Poftim, după ce au văzut la desene, acum când le spui din Biblie, zici că nu e așa. Dragii mei, să nu le încurcăm. Copiii dumneavoastră, dacă tot trebuie să vadă ceva, deși, repet, copiii se formează mai bine pe calea auditivă, puneți-le natură, animale,
tot ce ține de floră, de faună, puneți-le ceva documentar, ceva științific, ceva ce să-i ajute, dragii mei. N-am fost într-o familie, ne-au culcat în camera copilului, că aveau nuntă, aveau mulți musafiri, și pe pereți tot numai chipuri din desene animate. Și ne-am spus la familie, măi, puneți-le o pasăre, măi, un animal, ceva natural, ceva frumos, uite-ne aștia, că toți sunt handicapați, nu știu, e capul, e coada. Ce să învețe de la ăștia? Ce să învețe de la anomaliile astea, de la toate vrăjitoriile astea, fie că-s de factură asiatică, fie că-s după gândirea asta occidentală? N-au ce să învețe. Și se creează o confuzie în mintea copiilor și în mintea noastră că noi nu putem sluji la doi stăpâni. De aceea să ne ajute Dumnezeu la nivel de familie să facem curățenie. Fratele Zaharia Bica, un bărbat bun din ce avem noi în țară în cultul penticostal, e cel mai citit om. El nu are doctorate, dar omul ăsta atâta viața nu m-a citit. El își citează din patristică cum citez eu din Evanghelie. Plus că a citit din literatura universală, a învățat germană numai că citea scrierile lui Luther și îmi spunea că a fost la evangelizare și după ce a terminat slujba, înainte ca să ajungă la tren, mai avea la îndemână o oră și zice păstorul, nu vrei să stai de vorbă cu tinerii noștri în seara asta? Și eu zice, ba da. Și întreabă, măi băieți, hai să fii sincer. Care dintre voi astăzi ați văzut ceva imagini sau v-ați urmărit ceea ce ține de ce e pe piață acum? Hai, fii sincer, mâna sus, bă. Hai, eu nu vă spun ce, nu vă pun să spuneți ce. Doar de cat-o mâna, fratele și-o băga Biblia în jantă și-o zis, măi, îmi pare rău, astăzi nu mai pot vorbi cu voi, pe astăzi vi dusă mintea. Poate mâine după ce vă mai odihniți, vă mai curățiți o leacă la creier, dar pe astăzi nu se poate comunica cu voi. Pentru că după ce te-ai uitat o oră la astfel de imagini, în ziua aia nu mai ești de treabă. Sau dumneavoastră când fluieră arbitrul finalul meciului, ați dat delete din minte și gata, nu? Totul s-a dus. S-a dus? Da, de unde? Se reiau fazele. Din film și de la meci. Apoi pune-te și te roagă. Și apoi pune-te și învață-ți copiii. Apoi o să te rupă la un moment dat, spune, da, următoarea etapă, nu știi cu cine joacă. Băi, următoarea trebuie să studiem capitolul următor. Am fost într-o familie aici în Europa, m-am culcat în camera copilului, data asta am fost singur. Și aveau acolo teancuri de CD-uri, DVD-uri, cu toate astea ce se dă la copii ca să-i distrugem. Cum scrie în Osea, că Efraim își duce singur copii la cel ce îi va ucide. Versetul ăla e foarte tare. Dați-mi voie să vă citesc și n-aș vrea să se îndeplinească cu dumneavoastră Osea, capitolul 9, versetul 12 și 13. Chiar dacă își va crește copiii, și cum nu ne iubim noi copiii, dragii mei, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari. Cum? Și vai de ei. Dar de ce? Versetul 13. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își duce singur copiii la cel ce îl va ucide. Și cu mânuța noastră distrugem viața copiilor noștri. Și am auzit pe copiii din familia aceea, tot întrebau pe tata și pe mama, dar cât mai stă fratele la noi? Că erau în carantină cu vizionare. Și de asemenea am observat că atunci când tata și mama vreau să se ducă la adunare, trăja de ei. Și m-am gândit, copiii ăștia ce șanse au să-L cunoască pe Domnul? Învăluiți în atâtea scene de film. Ăștia vor fi cum a fost într-o altă familie, un copil care era mai mic, nici nu putea vorbi. Și l-a întrebat cineva, unde ai fost, mă? La adunare. Dar cum a fost? Ca la pucărie. Ca la pușcărie. Pentru că dacă nu intră în acest mediu sacru, nu vor avea gust. Dumnezeu să vă binecuvinteze casele. Să fie temple sfinte. Tot ai de frumos să vezi astfel de activități. La noi în Banat, la o familie cu peste 10 copii, a venit o mătușă din Piatra Neam și când a văzut, stând la ei, a văzut, măi, dar voi n-aveți televizor. Tu ai camera de zi, n-aveți televizor. Dar voi ce face seara? La care el îi spune, mătușă, de seară rămâi la noi și vezi ce om face. Seara a spus, aduceți instrumentele. Jumătate de orchestră.
s-ar pus o rugat, tata are vedenii, ori discutat ceva, ori cântat și în timp ce cântau, mătușa a început să plângă și a zis, dar la voi mai fac ca la televizor. Păi și normal, dar nu-i live 100%, nu-i poveste. La noi nu-i chestiuni contrafăcute. La noi totul are gust. Și noi când ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Și ceea ce citim din Biblie este adevăr pur. Pentru că nu este Dumnezeu împotriva culturii, împotriva științei. Dumnezeu vrea să fie avansat. Dar nu înveți de la astea. Eu vă recomand dumneavoastră să descărcați de pe internet sau să audiați, să vizionați în direct emisiuni cu Virgiliu Gheorghe. Este un român, nu-i pocăit, e ortodox. Este doctor în biofizică, Virgiliu Gheorghe. Are scrise și niște cărți. Una este Efectele televiziunii asupra minții umane, alta este Pornografia, maladia secolului 21, un om care vă prezintă numai date științifice și dovedește într-un mod foarte clar, foarte pragmatic, ce este sănătos și ceea ce este rău pentru familiile noastre, în mod deosebit pentru copii. Și un ultim aspect, dar hai să vă dovedesc și asta din Noul Testament, chiar dacă foarte pe scurt. În ceea ce scrie Apostolul Pavel lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Hai și 4. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd. Ca să mă umplu de bucurie, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Noi, ca bunici și părinți, trebuie să facem din casele noastre un templu sfânt unde copiii noștri să primească credință. Dumnezeu ne-a dăruit o fată și apoi 7 băieți. De aceea îmi place mie să spun despre soția mea că e mama desăvârșită care naște 7 fii. Fica a fost născută din nou la 7 ani. A primit Duhul Sfânt în timp se ruga singur acasă la 9 ani. Primul dintre băieți a fost născut din nou la 14 ani. Dar am avut între ei care n-au fost născuți din nou până la 20 de ani. Și a fost nevoie în tot acest timp să ne aducem aportul. Am avut unul dintre ei care am avut probleme 3 ani, de la 15 și la 18 ani. Fiecare familie are luptele ei. Dar care cum se întorceau la Domnul? Țin minte despre unul din ei. Era bun fotbalist și mai mergeau tinerii așa ca și mai dumneavoastră care a pățit. Noi ne rugăm, dar îi spunem să nu mai meargă la fotbal ca să nu-i se întâmple ceva mai rău, scrie în Biblie. Și după ce a fost născut din nou, se scula dimineața la ora 6, punea telefonul cu unul din frații lui. Eu dorm cu soția jos, ei dorm sus și auzeam cum se roagă. Și am spus soției, știi ce scrie în Iov 1 cu 5? Că Iov se scula dis de dimineață, se ruga pentru fiecare din fiii săi și am zis, până vor fi toți născuți din nou, trebuie să ne mai sculăm noi să ne rugăm. Când se vor scula ei toți de dimineață, putem dormi noi până mai târziu. Dar până atunci, în completare, ne sculăm noi și ne rugăm. Pentru că Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, dacă ne vom lupta la nivelul caselor noastre, vrea să-i cerceteze. Ne trece și pe noi prin experiențe, dar apoi vrea să se sălășluiască credința în casele noastre. Și un ultim principiu, că oricum v-am ținut destul de mult, dar în ideea că oricum plec, mai îngăduiți-mă să vă spun un singur principiu. Judecător, capitolul 17. Vă spun mai pe scurt. Aici e o mămică care a avut adunați 1100 de euro. Aici scrie 1100 de sicli de argint. Eu am actualizat. Și i-a furat cineva bani. S-a necăjit sărmana, au fi muncit. Ca dumneavoastră pe aici prin Germania. Și-a blestemat. Băiatul când a auzit, băi, să nu se prindă blestemul și spui la mama că eu am luat. Și când a auzit ea, dacă e vorba de băiatul meu, nu-i dea blestema. Zice, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul.
beata femeie, când blăstăma, când binecuvânta. Și băiatul ei, un hoț. Dar culmea! Scrie aici, de la versetul 4, 3. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint și mama s-a zis, acum ce să mai fac cu ei, că am și blăstămat și am și binecuvântat. Ce-i de făcut cu banii ăștia? Uite ce m-am gândit. Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, să fac cu el un chip, fiului meu, un chip cioplit și un chip turnat. Și astfel ți-l voi da înapoi. Să facă niște obiecte de cult idolatre, interzise clar de legea Domnului. Da? Observați, versetul 4, chipurile acestea au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu. Cum a lui Dumnezeu? A făcut un efot, terafim, lucruri care nu erau poruncite, dimpotrivă, interzise. Și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Adică un hoț a ordinat pe unul ca preot. Cu obiecte false. Pentru că se poate întâmpla să avem imaginea că și copiii noștri sau cineva din casa noastră slujește Domnului, dar dacă nu slujește după rânduieli, de exemplu, cineva, eu cum imaginez ca să actualizez datele, îi cumper fiului tău un ansamblu de tobe, nu știu ce, chitare și, uite, fiul meu are o trupă. Cum zicea un japonez și nu știa bine toate cuvintele românești, zicea, să vină gașca locutare să cânte. Mai zic, cred că o zis bine gașca. Și uite, astea ți le dau ție și fiul meu cu astea slujește Domnului, că au apărut fel și fel de formații din astea muzicale la care îți vine să o iei la fugă. Cineva mi-a arătat într-o zi pe internet că unul din România avea o pălărioară din aia mică cu portăușeni și cânta eu sunt Doamne fiul de dac. Și dănțuiau în jur și ăsta e o casa lui Dumnezeu. Da? Se pare că totuși au avut eu ceva emoții, că nu-i chiar bine ceva. Și scrie aici, de la versetul 7, era un tânăr din Betleemul lui Iuda, era levit, seminția aceea specială. Și a intrat pe acolo, s-au întâlnit, l-a văzut în curte și îl întreabă, zice, de unde vii versetul 9? Și eu sunt levit, am terminat seminarul teologic și n-am parohie. Merg să-mi caut o locuință potrivit. Da, păi noi tocmai n-avem om, rămâi la mine. Tu să-mi fii tată și preot și eu îți plătesc 10 sicli de argint pe an, haine care avea nevoie și mijlocii trai. O intra la el, Mica, hoțul, l-a ordinat și pe ăsta. L-a sfințit, l-a făcut preot și zice în versetul 13, acum știu că Domnul va face bine. Până acum tot am avut ceva mustrări de cuje, că totuși nu suntem în regulă, suntem cam de avalmă. Dar cu asta problema se rezolvă. Și acum știu că Domnul va face bine. Cunoașteți istoria cea armată, știți că i-a făcut Domnul bine, că l-a ușurat de toate, că l-a furat toate. Dar durerea a fost altă. Acel levit, știți cine a fost? Nepotul lui Moise. Capitolul 18, versetul 30. Acele chipuri cioplite au ajuns să fie obiectele idolatre nu doar a unei familii, a unei seminții întregi. Au înălțat pentru ei chipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise. Deci clar, nepotul lui Moise. El și fiul lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo. Dragii mei, ultimul principiu. Copiii noștri sunt cum sunt până Domnul îi va cerceta și îi va mântui. Nu lăsați să slujească oameni care nu sunt sfinți. Nu permiteți orice formă de închinare. Pentru că de la familie se transmite la întreaga adunare și ne bate cel de sus. Ne respinge și cădem toți sub o sândă. Eli, tot de perioada judecătorului, a avut doi băieți preoți, dar care cum erau? Știți că ni rușine să spunem. Care a fost vinovăția lui? I-a lăsat în slujbă. Și ce sentință a dat Dumnezeu? A zis, în casa asta, neamul ăsta, nu vor mai rămâne bărbați. Așa a fost. În schimb, fiul lui Samuel erau ipocăiți, dar nu corespundeau pentru slujbă. N-aveau capacitatea de decizii corecte și de a nu lua mită. Și Samuel i-a dat deoparte, zis, băi băieți, rămâneți deoparte. N-au fost nepocăiți fiul lui el. Știți că Asaf, cântărețul lider din vremea lui David, era nepotul lui Samuel? Nu Asaf, Heman. Era fiul lui Ioel, fiul lui Samuel.
Pentru că nimeni nu știe decât cei din familie care e starea spirituală a unui om. Cum zicea o soră despre bărbatul ei, și când te văd, dragă, la amvon, îmi vine să zic, nu te-ai mai dat jos, că acolo ești cu minte. Și când te văd jos, îmi vine să zic, măi, dar oare are îndrăzneală să mai sui altădată? Dragii mei, slujba-i sfântă. Să nu confundăm lucrurile. Slujim oricum, cântăm oricum, că e pentru Domnul, e casa lui Dumnezeu, nu. La casa lui Dumnezeu, Dumnezeu decide și ce formă au furculițele. E casa lui, nu e a noastră. Slujba este sfântă, noi venim aici, noi ne pocăim, îi primim pe toți, în nădejdea că dacă nu astăzi, îi mântuie Domnul mâine. Dacă nu slujba în săptămâna asta, în săptămâna viitoare, Domnul îi va cerceta. Dar slujba sfântă, au venit la noi un grup și au spus că au să cânte. Când i-am cercetat puțin, erau și pocăiți și nepocăiți, arătau cum arătau. Și mi-a zis, e bine că-s la adunare, că ascultă și ei o slujbă bună. Pe la jumătatea slujbei, trecuse de jumătate, îmi vine un bilet la amvon. Zice, frate, te trage Domnul la răspundere că nu vrei să pui grupul ăsta să cânte. Și când am citit biletul ăsta, așa m-am liniștit. Dar n-am zis nimic, să nu deranjăm slujba. Asta a fost duminică, joi seara, când erau numai mai de acasă. Am zis, fraților, știți că a fost un grup de cântăreți și m-am cercetat înaintea Domnului, am văzut că nu pot să slujească. Dumnezeu e sfânt. Dar mă gândeam și eu, stăteam în cumpănă să-i pun, să nu-i pun, că mai numai o cântare, nu-i predic. Dar unul din voi mi-a trimis un bilet, că era anonim, și mi-a spus că mă trage Domnul la răspundere. Și cum mi l-a trimis, m-am temut să-i mai pun. Mă, dacă mă trage Domnul la răspundere, nu-i de-aș mă juca. Mulțumesc la cine mi-a trimis biletul. Că dacă nu m-ar trage Domnul la răspundere, poate că-i puneam. Dacă era la mine acasă, era altceva. Dar în casa lui Dumnezeu, zice Pavel lui Timotei, vezi cum te porți. În casa lui Dumnezeu, care e stâlpul și temelia adevărului. Fie ca Domnul să rămână stăpân la el acasă. Amin. Și întotdeauna când veniți aici, Domnul să lucreze în mijlocul dumneavoastră. Amin. Ca în final, de la slujba de aici, să putem merge sus. La noi, în zona de vest, sunt foarte multe fanfare și nu prea există mormântare fără fanfară. Și le mai spun eu la fanferiști, măi, mulți oameni am îngropat cu voi, dar nu știu dacă o să cântați și la înviere. Aia e slujba frumoasă la care aș vrea eu să ajungi voi să cântați. Dacă sunteți cu adevărat cântăreți ai Domnului, veți cânta și atunci. Că ar fi o tragedie să cânte aici și să nu cânte sus. Mai bine să nu cânte până când va fi vrednic să cânte și aici și sus, ca să fie sigur că este primit în slujba Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.